Salutare la toată comunitatea Do It Yourself din România. Ștefan aici. Despre ce vreau să vă vorbesc astăzi. Construcțiile sau casele de lemn din România. De ce mi-a venit ideea să fac filmulețul ăsta? M-am uitat săptămâna asta pe YouTube la niște firme care construiesc case din lemn și care ori n-au structurist, ori structuristul e tâmpit și bătut în cap, că altfel nu pot să zic. Deci se construiau exact din ce vedeți aici, 5x10 sau 5x15, grinzi, pereții, fără contravântuiri, adică jucăriile astea, fără contravântuiri, și se punea OSB de 8 sau 10 pe ele. Se poate construi, nicio problemă, peretele, structura fără contravântuire, dar se pune OSB de 18 sau 22, cel puțin la exterior. Pentru că OSB-ul funcționează ca și contravântuire. Nu, domnii au făcut peretele jos, l-au montat repede. Deci v-am spus doar grinzi. Grindă, fără distanțier, fără contravântuire și OSB. Unde se terminau cu OSB-ul? Aici sus. O altă problemă de structură. Nu te oprești cu OSB-ul aici. OSB-ul te oprești undeva la 50 de centimetri de grinda de sus și următoarea foaie trebuie să se acopere de aici, de la 50 de centimetri, până sus, minim încă 50 de centimetri de perete. De peretele de sus, pentru că USB-ul ăla de 18 să țină partea de jos, grinda, grinzile podelei de sus și podeaua. Deci mare atenție, la toți constructorii de casă, să vedeți aici se termină USB-ul și începe de aici de undeva. Deci rezistență și contravântuire zero. Pentru că ei nu pun așa ceva în pereți. O altă problemă, prinderea în placa de jos sau fundație sau elevație sau cum vreți să-i spuneți. Deci am văzut toată lumea vine cu pătrat 10x10 jos aici, dă gaură în el și bagă conex panel. Greșit și total greșit. Indiferent câte bagi, nu o să aibă rezistență de nicio culoare. Tije filetate, rezistență 8.8, băgate 1,5 m, dacă nu cumva 2, tija la 2 metri, băgate direct și sudate în fierul beton, după care torn betonul. Și în astea le prinzi. Și să prind cam din 80 în 80. Uite, mai e unul aici și unul după stâlp. Și asta ce vă arăt aici, eu fac o magazie din lemn. Deci nu are treabă cu rezistența, dar am și contravântuiri puse în fiecare colțișor și o să-i pun și o OSB de 18 pe afară, dacă nu cumva placaj, depinde cum stăm cu bugetul. Deci placaj stratificat. Și repet, OSB-ul se montează de jos, de la bază, de jos, de la bază, te oprești cu el undeva la 50 de centimetri, chiar dacă pierzi din el, și de aici faci legătura cât de sus poți, cu peretele de sus. Deci mare atenție, ăștia care sunteți amatori de case de lemn, sunt foarte bune, dar nu în felul ăsta construit. Ok, pentru alte întrebări, comentarii, vă aștept la noi pe canal. Mulțumim de viuri!